Bine v-am regăsit! Avem și pentru anul acesta câteva recomandări de carte de la Biblioteca Rossetti și începem cu o carte care sperăm să vă placă și să vă facă bine. Ziua în care am început să mă iubesc cu adevărat, o lecție de viață extraordinară, profundă, luminoasă și extrem de emoționantă. Autorul este Serge Marquis, este medic canadian, specialist în sănătatea mentală. Inițial am spus că are un titlu cam siropos, Ziua în care m-am iubit cu adevărat. O cititoare a bibliotecii ne-a recomandat la rândul ei această carte și am spus, haide să îi dăm o șansă să trecem dincolo de acest titlu. Este adevărat că a meritat, este o carte foarte bună, dincolo de titlul acesta plin de lumină, este o carte destul de dureroasă, nu este o carte chiar foarte ușoară, dar care ne învață ceva ce uităm, mai ales în zilele acestea, să fim prezenți, să ne bucurăm de clipa prezentă, să renunțăm la orgolii, să renunțăm la ego care dă afară din noi, să nu mai credem că noi suntem jobul, că noi suntem parfumul cu care ne dăm mașina pe care o conducem. Așa cum spune și autorul în carte, de cele mai multe ori suntem departe de ceea ce credem noi că suntem. Și în momentul în care vom învăța să apreciem ceea ce avem și lucrurile simple, să renunțăm la certitudini și la gândul acesta că noi le știm pe toate, vom ajunge să trăim cu adevărat clipa prezentă, să ne bucurăm și aia va fi ziua în care ne vom iubi cu adevărat. Adică ziua în care nu vom mai fi într-o competiție cu noi, ci vom fi într-o echipă cu noi, ne vom iubi, ne vom strânge în brațe și vom putea trăi pe deplin fiecare moment. Autorul dă chiar un exemplu de seara, ajungem acasă, ne punem un pahar de vin și în loc să ne bucurăm de momentul acela, de vinul acela, de momentul plăcut că suntem acasă, că suntem bine, că am încheiat o zi, începem să ne gândim ce am făcut, ce vom face, ce ne-a supărat, ce ne-a enervat, ce ne-a plăcut și uite așa se umflă orgolul în noi, ego-ul în noi și uităm să ne bucurăm de ceea ce este plăcut cu adevărat. Este mai degrabă o carte de psihologie, dar Serge Marquis adoptă forma romanului. Astfel, personajele principale sunt Charlotte și Maris. Maris este un medic foarte priceput în domeniul său. Charlotte este băiețelul ei care o învață exact asta, să mai renunțe la atitudinea asta că ea le știe pe toate, că este cea mai tare, că dacă este un medic renumit, este cineva de nebătut, de necombatat. Și învață prin niște lecții destul de dureroase să renunțe la ego și să se bucure de viața simplă. Adoptă forma romanului, spun eu și pentru că atunci când ceva îți este livrat ca o poveste, o ții minte și îți rămâne la suflet. Așa că a îmbrăcat totul într-o poveste frumoasă dintre o mamă și un fiu ca să învățăm o lecție prețioasă. Și am să vă citesc așa mici pasaje din carte. Maris avea o prietenă, Alexandrin, și vă redau un mic pasaj despre aceasta, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant, pentru că zi de zi ne trezim spunând ce spune Maris. Alexandrin a rămas celibatară de parcă și-ar fi făcut o vocație din angajamentul profesional. Femeia dintr-o bucată nu a împărtășit niciodată dorința mea de dominare. Reușita sau succesul nu prezentau pentru ea niciun interes. De fiecare dată, când îi vorbeam despre dorința aia arzătoare de a-mi depăși limitele și de a ajunge cea mai bună, riposta mereu cu aceleași întrebări. Cine să depășească pe cine, Maris? Există două Maris? Ce anume te face să afirmi într-o bună zi că un Maris a depășit-o suficient de mult pe cealaltă pentru a fi devenit, în sfârșit, cea mai mare și mai tare? Așa că, în loc să concurăm cu noi, mai bine ne-am iubi, mai bine am fi o echipă. Nu există limite pe care să le tot vrem să le depășim, să mereu spunem asta, vreau să-mi depășesc limitele. Nu, mai degrabă am putea spune, vreau să mă iubesc așa cum sunt și să încerc să fiu un om cât mai prezent și să mă bucur cât mai mult de clipa prezentă. Oamenii întrețin iluzia că sunt cineva prin mașina pe care o conduc ori prin hainele pe care le poartă, dar niciuna dintre aceste identități nu au legătură cu prezența, cu capacitatea de a fi aici. Putem aprecia un anumit parfum, putem avea o preferință pentru o anumită culoare, dar nu vom fi niciodată un flacon de Chanel numărul 5 sau culoarea roșie.
Încearcă să înlocuiești, Maris, în următoarele fraze pe care urmează să le spui, cuvântul ego cu un lucru cu care tu te identifici, înfățișarea ta, de exemplu, și ai să înțelegi prostia omenească. Ego-ul se ofuschează, inteligența se indignează, ego-ul se închide, inteligența observă. Ego-ul opune rezistență, inteligența ascultă. Ego-ul se apără, inteligența se oferă. Ego-ul invidiază, inteligența se bucură. Ego-ul vrea, inteligența dă. Ego-ul lovește, inteligența educă. Ego-ul se simte umilit, inteligența compătimește. Ego-ul urăște, inteligența iubește. Ego-ul dă cu pietre, inteligența oblojește rănile. Domnul Bonior m-a ascultat până la capăt. Înțeleg. E și groaznic și minunat în același timp. Groaznic fiindcă ne omorâm între noi pentru a apăra niște iluzii, minunat fiindcă putem să ne dăm seama de lucrul acesta. În fiecare clipă. Și asta înseamnă cuvântul prezență. Cred că de acum încolo nu o să mai pot vrea și să vedea lucrurile altfel. Și mai am un pasaj interesant. Toți oamenii sunt preocupați să devină ei înșiși, pierd vremea de pomană. Nu putem deveni noi înșine, nu putem decât să fim noi înșine. Iar asta se petrece într-o fracțiune de secundă, cât ai clipi, cât ai trage aer în piept. Să fim aici este singura soluție. Nu există alt remediu pentru frică, pentru angoasă, pentru toate formele de suferință fizică, pentru îmbătrânire, pentru pierderea celor dragi. Să fim aici. Aș vrea să spun că Marilu a schimbat ceva în viața mea. Mi-a redat vederea. Cea care îmi permite să văd cine sunt și să-l văd pe celălalt. A pipăit în gol până a atins cu mâna urna. În ziua în care m-am iubit cu adevărat, nu mai există niciun eu. Doar o prezență iubitoare. De asta am spus la început că sperăm nu doar să vă placă această carte, ci să vă facă bine. Să vă gândiți un pic la toate lucrurile acestea. De câte ori ați fost mult prea orgolioși, de câte ori ego-ul a dat afară din piept, ca să spun așa. Și încheiem această recomandare cu speranța că o să vi se pare interesantă cartea și o să o împrumutați de la bibliotecă. Autorul ne-a spus așa, că trebuie să descoperim în noi ceea ce nu îmbătrânește niciodată. Așa că încheiem această recomandare cu recomandarea autorului și cu urarea spor la lectură. Pe data viitoare!